Natalia Intotero, noul ministru al familiei, tineretului și egalității de șanse în Guvernul României, a avut un weekend plin de evenimente, onorând fără nicio excepție toate invitațiile primite de la hunedoreni. A început weekendul cu vizita ministrului Sănătății, domnul Alexandru Rafila, la ambulatoriul de specialitate din cadrul Spitalului Municipal Dr. Alexandru Simionescu din Hunedoara. Câteva ore mai târziu, spre seară, a participat la Zilele Hunedoarei, un eveniment organizat în cinstea hunedorenilor, celebrând frumusețea și unicitatea locului. În primul rând vreau să le mulțumesc acestor tineri minunați, pentru că poartă cu atâta mândrie costumul popular românesc și în special cel de aici din județul Hunedoara. Sunt reprezentanții ansamblului Hațegana și în egală măsură vreau să felicit pe domnul primar Dan Bobouțanu, primarul nostru minunat al municipiului Hunedoara, care îi susține și încurajează pe acești tineri minunați și așa cum am văzut în debutul zilelor municipiului Hunedoara, ce poate fi mai frumos decât prezentarea portului popular românesc de aici din județul Hunedoara, tradițiilor noastre dragi. Încă o ediție foarte reușită a Zilelor Hunedoarei, să fie distracție, voie bună, fericire pentru toți hunedorenii, atât din municipiu cât și din județ. Duminică, ministrul Natalia Intotero a participat la cea de-a treia ediție a evenimentului Vălișoara Tradițională, prin care oamenii locului își sărbează comuna lor, Vălișoara, un loc de poveste aflat în țara Zarandului. Evenimentul a fost o explozie de culori, dansuri și cântece tradiționale care au bucurat sufletul. Natalia Intotero a încheiat ziua de duminică la finala campionatului județean de fotbal al organizației județene TSD Hunedoara, la Brad, eveniment dedicat tinerilor.